Salutare și bine ați venit la un nou clip. Nu uitați să vă abonați la canal, fiindcă mă ajută foarte, foarte mult. Și haideți să trecem la prezentarea echipei cu care vom juca astăzi în semifinala All-Star Cup. Este vorba de Europa de Sud, cu De Gea, Alba, Bonucci, Socrates, Cancelo, Ronaldo, Verratti, Joao Felix, Busquets, Berdan, Deschi și Immobile. O echipă foarte bună, după părerea mea. Mult mai competitivă față de cea de data trecută cu care am jucat. Și ceva nou la DLS, văd că în această cupă All Stars, înainte erau 4 meciuri, acum sunt doar 3. Putem spune că poate s-a făcut mai grea, dar nu știu ce să zic, că înainte puteai să joci și cu chinezii și cu americani, acum văd că, adică numai eu am picat cu Europa. Și celălalt meci este America de Sud cu asiatici. Ei, măcar, poate dacă vom merge mai departe, vom pica cu o echipă care nu este nu are treabă cu Europa. Ceea ce pot zic că este un lucru mai interesant, mai interactiv. Trebuie să începem foarte bine și această partidă, cum am început și meciul precedent. Acolo ne-am apărat foarte bine cu gardul și chiar dacă a fost offside, nu contează, noi ne-am apărat, ne-am făcut datoria. Gardos, cred că e o video hoban. Important să desfacem puțin jocul, să atacăm și să punem probleme. O pasă acolo foarte frumoasă al lui Florian Dorin. Alex Vidal cu pasa către Stancu și Stancu din prima reușește să-l învingă pe De Gea. În minutul nu știu câte, minutul 15. Am început destul de bine acest meci. Da, minutul 15. Foarte bine. Dar dacă este sugoare europenii, da, sau sta să vedem, Cancelo, nu știu ce naționalitate e Cancelo. Da, nu știu ce să zic. Adică mă refer că jucăm cu jucătorii care joacă în Europa de Sud sau jucăm cu jucătorii născuți în Europa de Sud? Chiar nu știu. Acum plecăm pe contraatac, Alex Vidal. O să o centreze către Florin, către Stanco, dar pasa este destul de mediocră. A, ne-au făcut la faza asta. Ne-au făcut. Bine, acolo ne apărăm foarte bine. Nu știu cine a fost acolo, dar ne-am apărat foarte, foarte bine. Florian Dorin, nu știu dacă va reuși acolo să recupereze mingea, dar nu, prins între trei adversari, destul de greu. Așteptăm și noi pauza să răsuflăm puțin odihniți, fiindcă se joacă într-un ritm foarte, foarte alert. O pasă bună, a, Socrates, acolo s-a apărat foarte bine. I-a luat faza foarte bine, mai bine zis. Intrăm și în minutul de prelungire din această repriză. Nu reușim să interceptăm acolo. Eram 2 cu 1 și l-am lăsat să centreze și luăm gol în ultimul minut. Nu pot să cred așa ceva. Ciro Immobile ne dă gol în ultimul minut din prima repriză. În cealaltă semifinală scorul este 0 la 0. La noi e 1 la 1. Toată lumea are șansa sa. Ai, pareho. Chiar așa de ușor să te deposedeze ca Cancelo. Prea ușor. Foarte bine aici Gardoș. Alex Vidal către Ioniță, mai departe la Florian Andone. A combinat foarte bine, pase rapide. Florian Andone, să vedem cum va gestiona această situație. Și primim penalti. Foarte bine, foarte bine am scos tot ce se putea. Un cartonaș galben doar. Pentru Jordi Alba, poate. Nu știu, ăștia au zis că au remediat jocul. Nu o să batem cu o videoban, vom bate cu Bogdan Stancu. Sper eu să bat bine. Hai, am bătut. Am dat în portar și după cea din portar s-a dus în bară. Cred că ar trebui să repet loviturile de la 11 metri, fiindcă ați văzut că le bat cu B și B-ul ar veni cum ar veni pasa. Și ar trebui să le dau cu A ca să se ducă mai puternice și mai bine plasate, dar na.
când avem noi un penalti odată la 10 meciuri. Noi poate oferim mai repede penalti la adversar decât să primim noi. Cristiano Ronaldo. Depozat acolo foarte bine de Alex Vidal. Socrates acolo foarte bine. A blocat pasa către Bogdan Stancu. Foarte bună și aceasta. Bine recuperăm mingea. Hai să vedem pe Bogdan Stancu ce pasă va da. Aoleo, vai de noi, vai de noi. Eu sincer n-aș vrea prelungiri. Aș vrea să câștigăm dacă se poate. În 90 de minute. Schimbăm partea foarte bine. Stancu. Aoleo, dar este pasă așa de încet. Jucătorii noștri sunt puțin cam obosiți. Bună pasă aici, bună pasă. Andone, trebuie să mai scoată un penalti măcar. Andone cu șutul și facem 2 la 1. Și dacă să spunem că ne-am fi oprit înainte, am fi beneficiat de lovitură liberă sau de penalti, fiindcă apărătorul aici o să vedeți că a băgat alunecare. Ia să vedem dacă ar fi fost în careu. Da, ar fi fost în careu dacă, să spunem așa, că ne-am fi, dacă ne-am fi agățat de piciorul lui ăla. Și acum trebuie să nu luăm gol. Bine. Mingea la noi. Trebuie să tragem de timp. Asta e un lucru important. Ioniț. Și se termină meciul 2 la 1. Și în etapa trecută tot două goluri am dat. E bine dacă avem o medie de goluri de două pe meci. E bine. Ios. Mulțumit. Am jucat bine. Asta este. Și jucăm cu America de Sud. Adică presupun că o să fie cu Messi, cu DG. Hai să vedem dacă avem și vreun român. Îl avem pe Ionuț Radu la transferuri fiind român. Dar v-am promis că o să cumpăr toți românii și cred că asta o să fac. O să-l cumpăr pe Radu, chiar dacă noi mai avem un comportar, dar e peste tătărușean. Și în acest videoclip sau în videoclipul... Ai, în videoclipul ăsta. Îl cumpăr. A, dar stai că trebuie să dăm pe unul afară. O să iasă puțin mai lunguț videoclipul, nu mă așteptam, hai să vedem pe cine o să dăm afară, cred că o să-l dăm pe Tanner ăsta. Cum îi dau să-l dau afară, că nu mai știu. Revin când îl dau afară. Gata, trebuia să fiu aici la transfer, cum ar veni Tanner sau altcineva mai slab. Îl dau pe băiatul ăsta. Technical, coach, fitness, nu contează, am dat una așa că nu, chiar nu contează. Și Ionuț Radu vine la echipa noastră să fac și un screenshot imediat. Și în momentul ăsta Ionuț Radu vine la noi în echipă. Avem un portar titular, o să dau și aici încă un scouter, poate ne va găsi un jucător, Doamne ajută, tot român. Nu cred, Hanca vine la echipa noastră. Ah, stați. Doamne, ce se întâmplă cu atâția români? A bubuit jocul după ce au făcut ăștia. Și cred că acum este timpul la băiatul ăsta să plece. Ok. Și Sergiu Hanca vine la echipa noastră. Mai facem și acum un sing, o să vedeți și vă cred că video. Cred. Nu vă supărați. Două transferuri într-un episod. Cred că nu au fost 10 episoade când nu găseam un român, deci un român nu găseam și acum i-am găsit. Așa că cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like, abonați-vă la canal și până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!